Bun găsit! Proiectul misionar pe care doresc să ți-l prezint în această ocazie poartă un nume tare frumos și provocator. Se numește Roagă-te pentru mine. Există oameni care își poartă poverile singuri, în tăcere. Oameni care ar dori să împărtășească poverile lor cu cineva, dar nu au cu cine. Însă există și oameni care văd și simt poverile altora, dar sunt neputincioși în a prelua din greutatea acestor poveri. Soluția pentru asemenea oameni este apelul la rugăciunea unită a unui grup de oameni credincioși. Dacă vrei să te rogi pentru alții într-un asemenea grup, alăturie-te inițiativei Roagă-te pentru mine. Roagă-te pentru mine este o inițiativă care vine în ajutorul celor care apelează la rugăciunea de mijlocire pentru ei personal sau pentru alții, prin intermediul unui număr de telefon. Interacțiunea este privată. Doar solicitantul și administratorul rețelei pot vedea solicitările și mesajele. Membrii rețelei de rugăciune primesc solicitările de la administrator și, pentru un interval stabilit, se roagă lui Dumnezeu pentru persoana sau problema respectivă. Rezultatul rugăciunii sau nevoia continuării acesteia se comunică la încheierea perioadei stabilite de comun acord cu solicitantul. Unii oameni nu se simt confortabil să solicite rugăciunea de mijlocire nici chiar din partea prietenilor, cu atât mai puțin în public. Ei fie nu îndrăznesc, fie percep împărtășirea problemelor personale cu altcineva ca pe o expunere sau invadare a intimității sufletești. Alții însă apreciază și mulțumesc, dar și ei sunt reținuți în a solicita rugăciunea chiar dacă poate au mare nevoie. Din acest motiv, pentru mulți aflați în nevoie, altcineva apelează la grupuri dedicate rugăciunii de mijlocire. Însă, indiferent cine, cum sau din ce motiv, oricine apreciază o rețea privată de rugăciune. Cum te poți implica? Simplu. Înscrie-te ca voluntar pentru acest proiect și roagă-te consecvent și regulat pentru persoanele și cazurile care îți vor fi atribuite. Distribuie pagina Facebook Buzunarul cu rugăciuni și contactează administratorii acestei pagini pentru a colabora cu ei. Roagă-te pentru mine. Roagă-te pentru cei ce au nevoie de tine.